După meciurile de la mijlocul săptămânii din prima etapă a fazei județene a Cupei României, echipele din Liga a 4-a se întorc la jocurile din campionat. Sâmbătă sunt programate meciurile etapei a 12-a, în care favoritele par a avea misiuni ușoare. Liderul Precizia Săcele va primi vizita formației ACS Steagul Roșu într-un joc în care trupa condusă de Mihai Stere este marea favorită. Echipa suporterilor stegari nu traversează cea mai bună perioadă, iar tehnicianul brașovenilor Petre Lucian așteaptă ca elevii săi să-și revină în meciul de sâmbătă de pe Tineretului cu Avântul Dumbrăvița. Cea de-a treia echipă din clasament, Olimpic Zărnești, are un meci facil cu Cetatea Homorod. Iată programul complet al rundei cu numărul 12. Voința Hurez, Prietenii Rupea, ASSR Brașov, Avântul Dumbrăvița, Precizia Săcele, Steagul Roșu Brașov, Aripile Brașov, Colțe 1920, Chimia Orașul Victoria, Carpați Berivoi, Olimpic Zărnești, Cetatea Homorod, Inter Tărlungeni, Olimpic Voila și Inter Cristian, ACSM Codlea. Toate meciurile se vor disputa sâmbătă cu începere de la ora 11, excepție făcând jocul de la Săcele, care va debuta la ora 15. Selecționerul Naționalei de Handbal Feminin a României, Martin Ambroș, a anunțat lotul lărgit pentru campionatul mondial ce va avea loc în perioada 2-8 decembrie în Germania. Corona Brașov dă cele mai multe jucătoare la echipa națională. Numai puțin de 7 handbaliste ce evoluează la echipa de sub tâmpă au fost chemate la lot, dar surprinde absența extremei Laura Kipper, cea care a fost o prezență constantă în prima reprezentativă. România va juca în grupa A a campionatului mondial din Germania la Trier împotriva primelor reprezentative din Paraguay, Slovenia, Spania, Angola și Franța. Selecționerul Martin Ambros a convocat 28 de handbaliste în lotul lărgit, iar Corona va fi reprezentată de Eliza Buceschi, Laura Popa, Andreea Chiricuță, Timea Tătar, Bianca Tiron, Sorina Târcă și Cintia Tomescu. Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.